Lovitură cruntă pentru guvern în Comisia Juridică din Camera Deputaților. Aleșii au respins proiectul de lege referitor la abilitarea guvernului de a emite ordonanțe în vacanța parlamentară. Legea a fost respinsă deja de plenul Senatului, iar socialdemocrații urmăresc să respingă proiectul și în Camera Deputaților. Aflăm ce se întâmplă acolo în scurtă vreme de la colegul meu Narcis Popescu, dar vorbim acum cu jurnalistul Bogdan Chiriac de la DC News. Bună dimineața, domnule Chiriac! Domnule Chiriac, ne auziți? Bună dimineața! Bună dimineața! O să vă rog să rămâneți cu mine pentru a afla informații de ultimă oră de la colegul meu, Narcis Popescu, după care vreau să comentăm împreună subiectul. Narcis, bună dimineața! Și ție, te rog, spune-ne ce s-a întâmplat de fapt acolo. Bună dimineața! A fost o ședință cu comisiilor reunite de buget și Comisia Juridică din Camera Deputaților, în care pe ordinea de zi, pe primul punct, a fost discutată și votată legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe simple pe perioada vacanței parlamentare. Este vorba de perioada dintre 27 decembrie și 1 februarie, astfel încât votul dat în această comisie a fost de respingere, au fost 26 de voturi. Au fost 26 de voturi de împotriva acestei legi de abilitare a Guvernului și 20 pentru, astfel încât această lege urmează să intre la plen pentru a fi votată în Camera Deputaților, după ce, desigur, aceasta a fost respinsă în Senat. Trebuie spus însă că, spre deosebire de Senat, în Camera Deputaților, totuși, Partidul Social-Democrat, care, mă rog, se opune acestei legi de abilitare a Guvernului, nu dispune de majoritatea pe care o are în Senat, astfel încât deznodământul este încă imprevizibil. Mulțumesc foarte mult, domnule Chiriac! Să rămâi la doamnă. O bătălie pierdută pentru moment și vedem o abundență de ordonanțe de urgență sau cel puțin asta se dorește. Hei. Atunci când formezi un guvern cu un singur partid, partidul respectiv având 20% voturi în Parlament, că atât a obținut. Ce au mai transferat ei ca să ieși politic e altă poveste. Așa? Sigur că a da ordonanțe pare ușor. În realitate nu ai nici măcar dreptul moral să faci asta, fiindcă nu ai majoritate parlamentară solidă. Majoritatea parlamentară este conjuncturală, ceea ce înseamnă că pentru anumite legi ai majoritate parlamentară, pentru alte legi nu. Deci nu îți poți impune politica. Ori PNL-ul continuă ceea ce face începând cu 10 octombrie, se comportă cu România ca și cum ar fi pe un teritoriu cucerit, să știți. Ca și cum ar fi pe un teritoriu cucerit, nu pe altceva. Deci nici pomeneală de dialog, consultare, soluție, respect pentru Parlament, nici pomeneală de așa ceva. Și cum au cucerit un teritoriu. Vreau să vedem împreună și o altă situație incredibilă.